Să deschidem cuvântul Domnului în această seară. Pentru cei care aveți Biblia 2 Timotei, capitolul 4, primele 5 versete, sunt versetele pe care aș dori să vi le citesc. Cuvintele pe care le scrie Apostolul Pavel lui Timotei și care sună așa. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdâlea urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățător după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, Rab de suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlineșteți bine slujba. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În această seară, dragii mei, aș dori să ne aplicăm asupra cuvântului lui Dumnezeu pe care îl scrie Pavel către Timotei în cea de-a doua epistola lui și vorbește despre un subiect care atunci când au fost scrise cuvintele a fost de actualitate, și dacă atunci a fost de actualitate, îndrăznesc să spun că acum este la fel de valabil și de actual. Motivul pentru care am citit aceste versete este că vremurile pe care le trăim sunt vremuri în care adevărul este denaturat, adevărul scriptural este ocolit și în locul lui se preferă surogate, se preferă jumătăți de adevăr sau mai mult decât atât, istorisiri închipuite sau, ca să folosesc un termen mai modern decât cel pe care îl folosește Pavel, povești. Vreau să vorbesc în această seară despre câteva dintre ereziile nimicitoare ale generației noastre care plagiază Biserica lui Dumnezeu. Este Erezia este una dintre formele subtile prin care diavolul se infiltrează în biserica lui Dumnezeu și produce pagube. Unele dintre cele mai mari erezii care au fost propagate s-au născut în biserică, nu datorită faptului că oamenii l-au căutat pe Dumnezeu, ci că au căutat de multe ori să ocolească adevărul. Dacă trăim vremuri în care informația este atât de accesibilă oricăruia dintre noi și dacă vremurile pe care le trăim sunt fără precedent în istorie ca și dezvoltare, la fel de adevărat este că diavolul în subtilitatea lui și în încercările de a înșela oamenii a reușit să păcălească foarte mulți dintre cei care vin la biserică. Vreau să vă uitați împreună cu mine la cuvintele pe care le scrie Pavel lui Timotei și să identificăm măcar câteva dintre aceste erezii. Nu am niciun fel de pretenție că le voi uh, identifica pe toate, dar măcar câteva dintre ele care. Uh, prind tot mai mult teren în generația noastră, lucruri pe care cred că Duhul lui Dumnezeu uh, le-a pus aici în Biblie pentru binele nostru. Vreau să vă spun din capul locului, așa cum s-a afirmat și se afirmă în mod constant de la acest anvon, că îndepărtarea de adevărul Scripturii va produce întotdeauna rezultate dezastroase. Uh, și nu doar îndepărtarea de adevărul scripturii produce rezultate dezastroase în biserici și în viața de credință, ci pe lângă îndepărtarea de adevăr se adaugă și o interpretare defectuoasă sau păguboasă a adevărurilor scripturii. Vreau să vă spun din capul locului că îndepărtarea de adevăr te va apropia întotdeauna de minciună. Nu există cale de mijloc, nu există neutralitate. Cu cât te îndepărtezi mai mult de adevăr, cu atât tins să te apropii mai mult de fals, de minciună, de înșelăciune. Și Pavel Apostolul îi scrie lui Timotei în cuvinte ferme, te rog fierbinte, porunca lui Pavel Scris în aceste primele, prime două versete pe care le-am citit, este de o fermitate extraordinară. Aceste versete sunt pline de contraste. Ascultați cum spune Pavel: Propovăduiește, stăruie, fără încetare, mustră, ceartă, îndeamnă, dar în același timp fi blând, insistă, presează, nu te opri, mustră, ceartă, dar din nou cu blândețe. De ce trebuie să avem o astfel de atitudine? De ce Pavel a trebuit fierbinte să roage pe Timotei? De ce a trebuit Pavel să pună atâta suflet și atâta accent pe ceea ce avea să-i spună lui Timotei? Datorită faptului că, începând de la versetul 3, Pavel descrie ce se întâmplă. Cel puțin trei indicii pentru care Pavel trebuie să fie ferm, trebuie să fie hotărât și Timotei, la rândul lui, trebuie să propovăduiască, să stăruie. Observați aceste imperative: propovăduiește. Nu-i spune lui Timotei, ar fi bine să le spui oamenilor din când în când, propovăduiește. Apoi, Timotei, când apuci și ai ocazia, mai repetele, nu, stăruie acest, asupra acestor lucruri. Timotei, mustră, ceartă, îndeamnă, dar totuși cu blândețe. De ce este nevoie de aceste lucruri? Haideți să ne uităm în Scriptură, versetul 3 conține câteva indicii și o să încep cu primul indiciu, asupra căruia am voi opri și anume: e nevoie ca adevărul Scripturii să fie propovăduit fără încetare, să se insiste asupra lui, pentru că trăim într o generație în care suntem deranjați de învățătura sănătoasă. Pe foarte mulți dintre cei ce frecventează bisericile îi deranjează învățătura sănătoasă. Acum, învățătura sănătoasă este o formulare generală. Când vorbim de învățătură sănătoasă, cred că ar fi bine să o definim. Ce este învățătura sănătoasă? Pentru că adesea noi în creștinism, când nu știm să explicăm un lucru, îl punem sub o pălărie mare. Vă dau un exemplu. Foarte mulți din biserici, Vorbesc despre vechea credință. Știți că în Cuvântul lui Dumnezeu, în, în epistola scrisă de Iuda, spune acolo, pe când căutam, în adins, să vă scriu despre anumite lucruri, m-am văzut silit, spune acolo scriitorul epistolei, să vă vorbesc despre ce? Cine știe? Despre credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și pentru că noi nu citim, pentru că adesea nu ne interesează să aprofundăm Scriptura, nu, ne, nu, avem dorința să o cercetăm, punem sub această mare pălărie a lucrurilor pe care nu le înțelegem. Haideți să definim ce este învățătura sănătoasă. Foarte simplu, învățătura sănătoasă este suma adevărurilor scripturale care definesc clar mântuirea noastră prin jertfa lui Hristos, care ne învață să trăim o viață plăcută lui Dumnezeu, bazată pe credință, și care ne ghidează zilnic spre veșnicie. Asta este învățătura sănătoasă. Adică, repet, este suma adevărurilor scripturale care definesc că mântuirea noastră este în Hristos, care ne învață cum să trăim zilnic pe placul lui Dumnezeu și care ne ghidează spre veșnicie. Suma acestor adevăruri reprezintă învățătura sănătoasă. Începând de la faptul că mântuirea vine doar prin Hristos, în, continuând cu faptul că noi trebuie să trăim într-un anumit fel și apoi continuând cu lucrurile care ne ghidează spre veșnicie. Atunci, care e problema totuși? Învățătura sănătoasă. Ascultați ce zice Versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. De ce suntem deranjați de învățătura sănătoasă? Ne deranjează învățătura sănătoasă cel puțin din câteva motive. Și, în primul rând, ne deranjează învățătura sănătoasă pentru că atâta vreme când nu ne aplicăm asupra Scripturii, vom confunda învățătura sănătoasă și mi-am făcut o listă de lucruri cu care noi, credincioșii, aceste generații, confundăm învățătura sănătoasă. În primul rând, confundăm învățătura sănătoasă cu tradiția pe care ne încăpățânăm să o numim vechea credință. Pentru că nu aprofundăm Scriptura, pentru că avem puțin interes să cercetăm Scripturile, pentru că Desiori suntem mult mai gata să ascultăm 10 predici decât să studiem pentru noi înșine. Confundăm învățătura sănătoasă și ne deranjează învățătura sănătoasă pentru că o confundăm cu tradiția. Și desiori, în accepțiunea noastră, tradiția o numim vechea credință. Nu reușim să, să, să separăm ce este adevăr scriptural și ce este tradiție omenească, formalism sau formă de religie. Vreau să vă spun din capul locului că niciodată tradiția nu a produs oameni sfinți. Singurul rezultat al vieții sfinte este dragostea de Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Tradiția nu produce oameni sfinți. În cel mai bun caz produce farisei, oameni fățarnici. Pentru că tradiția în ea însă și nu are putere de transformare. Tradiția înseamnă asumarea unui set, unui set de, unui set de uh, crezuri, poate, de accepțiuni sau de practici. Tradiția nu a mântuit niciodată pe nimeni. Tradiția nu a reușit să dea forma unui om care să slujească pe Dumnezeu. Și mai rău, de multe ori, tradiția a dus. La fățărnicie. Marcu, capitolul 7, primele 9 versete. Deși nu vi le voi citi, le citiți voi, fiecare în dreptul vostru, vorbește despre exact acest lucru. Domnul Isus vorbește unei mulțimi de oameni, în speță fariseilor, cărora le spune ce se întâmplă când în viața unui om tradiția primează. Și Domnul Isus conclude. Această expunere, spunând aceste cuvinte, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Dragii mei, adevărata credință, adevărata învățătură este cea care își găsește loc în inimă, ca de acolo să transforme viața. O tradiție însușită și asumată, oricât de bună ar fi ea. Și vă rog să nu înțelegeți că tot ceea ce este tradiție este greșit. Problema este când iei tradiția și Tradiția o numești vechea credință și aștepți de la tradiție transformare. Tradiția de multe ori te îndepărtează de, cu inima de Dumnezeu. Setul de reguli nu-i suficient. Tradiția promovează de multe ori doar uh, reguli și învățături omenești. Uh, Domnul Iisus spunea în esență, degeaba mă cinstesc ei cu buzele, câtă vreme inima lor este departe de mine, spunea Domnul. Vă rog să înțelegeți că farisei erau oameni care din punct de vedere al respectării legii erau într-o poziție bună. Problema nu era respectarea legii, problema era că în momentul în care ei se concentrau doar spre ce însemna lege și tradiție omenească, inima lor era departe de, de Hristos. Tradiția te îndepărtează adesea cu inima de Dumnezeu pentru că presupune doar asumarea unui set de principii sau de învățături. Tradiția te depărtează de Dumnezeu cu inima pentru că de multe ori în tradiție se regăsesc reguli omenești tradiția te îndepărtează de însăși porunca lui Dumnezeu. Și mai e ceva, tradiția, spunea Domnul Isus într-o ocazie și vă voi citi aici, desfințează frumos, zicea Domnul Isus, porunca lui Dumnezeu. De multe ori oamenii au născocit obiceiuri și datini pentru că le era mult mai la îndemână decât să respecte învățătura lui Dumnezeu. Care era soluția pentru rezolvarea problemei atunci când nu vroiai să împlinești o porunca lui Dumnezeu? să răstălmăcești porunca și să faci din ea o poruncă omenească. Un exemplu de desfințare frumoasă a poruncii lui Dumnezeu de către farisei o dă în același text Domnului Isus și anume, ascultați ce zice, vă citesc câteva versete, căci moi se a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea? Voi, din potrivă, ziceți, Asta înseamnă răst răstălmăcirea. Voi din potrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, ori cu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său și pentru mama sa. Și ascultați ce zice Domnul. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Marcu, capitolul 7, versetele 10 până la 13. Dragii mei, de multe ori tradiția desfințează frumos. Observați ce atribut îi dă Domnul Isus. Prin tradiție poți desfința frumos legea lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu. E cazul să, să dau câteva exemple, poate că n-ar trebui. Dar gândiți-vă, voi, ca și temă de casă: În ce mod de multe ori folosim transformarea poruncii lui Dumnezeu printr-o tradiție și facem din ea. O desfințare frumoasă a poruncii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu fim niciodată atrași de lucrurile acestea și să fim întotdeauna atrași, așa cum se spun des de aici, de Cuvântul lui Dumnezeu, de adevărurile profunde care ne pot transforma viața. De ce sunt oamenii deranjați de. Uh, adevărurile scripturale, sunt deranjați, cum spune Pavel. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Învățătura sănătoasă de multe ori ne deranjează pentru că o confundăm cu tradiția. În al doilea rând, confundăm învățătura sănătoasă cu uh, încă ceva. Spune cuvântul lui Dumnezeu că adesea ori, adesea, în loc să ne aplecăm spre Adevărurile învățăturii lui Hristos ne ajungem să confundăm calea îngustă cu Gândirea îngustă. E o mare diferență între a avea o gândire îngustă și a umbla pe calea îngustă. Suntem chemați să umblăm pe calea îngustă, pe drumul care duce spre cer trasat de Domnul Isus. Toate principiile umblării pe calea îngustă le veți găsi, știți unde? Nu în tradiție, nu în scrierile nu știu cui, ci le veți găsi în Scriptură. Aș dori să văd o generație de oameni care se apleacă asupra Cuvântului Lui Dumnezeu. Calea îngustă este definită de Scriptură, ține de o mentalitate cristică. Să aveți în voi, gândul acesta care era în Hristos Iisus. Citiți Domnul Iisus, Pavel scrie filipenilor în mod extraordinar. Câteva lucruri acolo în capitolul 3 din Filipen, dacă nu mă înșel, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că purta chipul lui Dumnezeu, măcar că era Dumnezeu de aceeași natură și esență cu Dumnezeu, n-a socotit lucrul acesta de apucat, ci s-a smerit, s-a coborât, a înțeles ce înseamnă să mergi pe calea pe care Dumnezeu așteaptă să mergi. Există un lucru pentru care noi adesea ne împotrivim și nu suferim învățătura sănătoasă. Spuneam că deseori o asociem cu o tradiție, deseori o asociem cu o gândire îngustă și mai facem ceva. Învățătura sănătoasă o confundăm cu ceea ce am numit eu credința construită pe emoții și sentimentalism. Ați mi voi să, să bovesc doar câteva clipe la acest gând. Noi suntem oameni creați de Dumnezeu cu un set de sentimente, și normal, și bine că este așa. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a creat în felul în care a făcut-o. Sentimentele, emoțiile fac parte din Ființa noastră. Sunt create și puse acolo, așezate de Dumnezeu acolo. Problema nu este că ai sentiment, ci problema este că desea noi ne construim credința noastră pe sentimente, o fundamentăm pe emoții de moment și pe sentimentalism. Cei care nu sunt dispuși să pătrundă cu mintea lor învățătura Bibliei se mulțumesc cu experiența și experimentarea unor anumite emoții. Știți că e foarte, foarte ușor, extrem de convenabil să crezi că poți avea o experiență sentimentală în care nu contează prea mult ce crezi. Pentru că atunci când ai o experiență doar la nivelul sentimentului, a emoției, nici nu contează așa de mult ceea ce crezi. Și venim adesea ori în diserică și uh, poate plângem, dar poți să plângi indiferent de ceea ce crezi. Uh, plânsul în sine nu te face mai bun. Singurul plâns care e benefic pentru noi este plânsul pocăinței, dacă vrei să-l contorizezi. Alea lacrimile pe care Dumnezeu le contorizează. Trăim vremea în care oamenii pierd din lipsă de cunoștință cuvântului Dumnezeu și adevărului, lipsa maturizării spirituale și a dezvoltării ca ucenic al lui Hristos te va conduce să-ți bazezi credința ta pe sentimentalism. Haideți să înțelegem un lucru. Chiar dacă avem sentimente, ele nu pot fi decât o bază extrem de șubredă, iar pe ea nu se poate construi nimic din credința noastră. De ce se vor depărta oamenii de adevărul și de învățătura sănătoasă? Pentru că de multe ori o asociem cu tradiția, apoi asociem învățătura sănătoasă cu gândirea noastră, care ar trebui să fie scripturală. Și apoi o asociem de multe ori cu credința pe care încercăm să o construim pe sentimentalism. Ce mai spune Pavel? Uh, oamenii vor, uh, în versetul 3, uh, nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Asta este, asta este marca generației, ne deranjează învățătura sănătoasă. Și mai e ceva, dacă ne deranjează învățătura sănătoasă, versetul uh, 3, în partea de uh, final, spune... Uh, după ce oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă, ei își vor gândi la urechile ca să audă lucruri plăcute și își vor da învățături după pofta lor. Al doilea lucru asupra căruia atrage, atrage Pavel, apostolul, în discuția lui cu Timotei, atenția nu este doar asupra faptului că oamenii uh, vor ajunge să fie deranjați de învățătura sănătoasă. Dar la fel de adevărat este că dacă îi deranjează învățătura sănătoasă, pe care vădășduiesc că am reușit măcar într-o mică măsură să o definesc, dacă îi deranjează învățătura sănătoasă, în schimb îi atrage orice lucru care nu cere schimbarea stilului de viață. Pot să fac aici o paranteză? Ne deranjează învățătura sănătoasă pentru că învățătura sănătoasă este ceva ce vine de aici. Principiile care vin de aici. Și asta ne deranjează. Dar dacă ne deranjează uh, învățătura sănătoasă, în schimb ne atrage orice ni se spune, care nu prezintă un pericol pentru schimbarea stilului nostru de viață. Cu alte cuvinte, aș vrea să vin la biserică, aș vrea să ascult predici, cântări, să mă implic și aș vrea ca Dumnezeu să facă tot ceea ce am eu nevoie în viața mea, dar eu nu sunt dispus să schimb absolut nimic în viața mea. Aș vrea ca cineva să vină să-și pună mâinile peste mine, să se roage pentru mine, ca viața mea să fie umplută de binecuvântări, dar stilul meu de viață să rămână exact la fel. Eu îmi știu păcatele, problemele și uh, frustrările mele, rămân cu ele, dar dacă e posibil să vin într-un loc unde să mi se spună că eu deja sunt perfect, că de asta ne plac predicile în care suntem motivați. Mi-a zis odată cineva, am fost la o biserică. Era o seară cu un specific diferit decât o seară de biserică obișnuită. Mi-a zis, frate, fă tot ce poți să-i motivezi. M-am uitat la el și am zis, eu nu pot să motivez pe nimeni, eu nu mă pot motiva singur. Dacă era o chestie de motivație, ceea ce caută adesea generația noastră, vreau să vă spun că Biblia te învață disciplină. Motivația e cu totul altceva. Vă pun o întrebare, azi este joi, seara, și v-ați făcut timp să stați în casa Domnului. Mâine dimineață îmi asum faptul că majoritatea dintre cei ce lucrați nu veți merge la lucru. Întrebare. Sunteți motivați să mergeți mâine dimineață la lucru? Sau disciplinați că trebuie să o faceți? Vă rog să nu mi răspundeți, dar îmi asum că disciplina te duce mâine dimineață la servici. Nu motivația. Afară e cald, e soare, ai fi alte locuri de la locul tău de muncă. Da? De multe ori în biserică, ascultați ce zice Pavel, va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă. Am zis că se simt deranjați de ce învățătura sănătoasă, dar se simt atrași de ce? Ascultați, îi vor la urechile, adică vor fi foarte gata să asculte, lucruri plăcute și nu doar atât, își vor da învățător după poftele lor ne atrage orice nu trebuie să ne schimbe. Ne plac poveștile, haideți să o spunem așa, cu subiect și predicat. Ne plac poveștile în locul adevărului Scripturii. Pentru că adevărul ne provoacă și ne confruntă stilul de viață și noi nu vrem așa ceva. Spune într-un alt loc Pavel, scriindu-i a Timotei, ferește-te de basme, basme, M-am gândit, am studiat de multe ori pasajul ăla de basme, de istorii Erau și pe vremea aceea oare vorbitori care vorbeau basme. Uitați-vă la predicatorul generației noastre, subțire în scriptură, dar gros în povești. Dacă decantezi poveștile dintr-un mesaj, riscui să nu rămâi cu mai nimic. Că Biblia e așa de puțină. Au devenit mesajele generației noastre niște mesaje de motivație. Motivează-i, frate. Toți suntem motivați duminică seara. Și când începem luni dimineața, toată motivația din s dus. Pentru că motivația fără disciplină nu duce nicăieri. Atrași de ceva ce nu ne schimbă stilul de viață. Îi vor gândi la urechile sau audă lucruri plăcute. Dar, doar atât. Aș vrea să înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să fim atrași de adevărul Scripturii, chiar dacă El ne provoacă la schimbare. Într-o seară ca și asta, Cuvântul lui Dumnezeu te va provoca la schimbare. Poate te deranjează anumite lucruri care se predică. Poate te gândești. Pot să fac o paranteză. Când zic asta și când vorbesc despre generația noastră, că suntem generația care ne simțim atât de atrași de lucruri care nu ne provoacă în niciun fel stilul de viață, nu vi se pare ciudat că întrebarea cea mai populară la sfârșitul unei slujbe de biserică, știți care este? Nu, nu e întrebarea noi, frate, ești gata să te pocăiești. Nu, întrebarea e simplă. Nu, no, cum ți-o plăcut astăzi? Cum ți a plăcut? Eu știu că e plăcut să fim unii cu ceilalți. Așa zice și Scriptura. Să stăm în preajma fraților, unul cu celălalt, împărteșea cu Domnul cel mai plăcut lucru. Dar când auzi cuvântul lui Dumnezeu, el ar trebui să te provoace să te schimbi. Doamne, ajută-ne în aceasta. Ori de câte ori se predică adevărul scripturii, trebuie să găsești măcar un lucru acolo care să te provoace să produci o schimbare în viața ta. Poate un lucru pe care l-ai considerat bun, îl înțelegi ca fiind greșit și trebuie să-l schimbi. Asta înseamnă să fii provocat la schimbare. E prea mult de multe ori. Ca și atunci, astăzi, oamenii se spună, încearcă să predici un mesaj care să nu fie foarte incisiv, să fie politic corect și să le spui oamenilor, în esență, că destul... așa mi-a zis odată cineva, oamenii sunt destul de amărâți, frate. Hai să nu mai dăm pe ei. Eu nu dau pe nimeni. În primul dacă dau pe cineva, încep cu mine însumi. Hai să spunem adevărul Scripturii. Și zic din toată inima, Doamne, ajută-ne la acest lucru. Și mai e ceva, spune Biblia, Că începund, începutul versetului 3 spune Pavel, recitesc, va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă, deci oamenii vor fi deranjați de învățătura sănătoasă, atrași de orice lucru care nu le provoacă stilul de viață și ascultă și versetul 4, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite și versetul 3, partea finală, își vor da învățături după poftele lor. Mai un lucru. Suntem cuceriți de carisma oamenilor. E un mare pericol pe care îl văd adesea că suntem cuceriți de carisma oamenilor. Eu știu că Dumnezeu a binecuvântat oamenii și a chemat în slujbă. Și foarte bine că așa a făcut Domnul. Dar vreau să înțelegem un lucru. Fiecare dintre noi trebuie să slujim după măsura de credință ce ne-a dat Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu ar trebui să ne construim propriul nostru pedestal pe care să ne așezăm și oamenii să facă din noi uh, niște credincioși infailibili. Fiecare dintre noi suntem supuși greșelilor. Fiecare dintre noi suntem limitați ca și oameni. Spune Pavel că oamenii își vor da învățători după, învățător după poftele lor. De multe ori, omul generației noastre este omul care slujește după placul celorlalți, mă rog din toată inima, ca toți cei care slujim, în orice capacitate, să o facem întotdeauna, în primul rând, să fim pe placul Domnului. Amin? Când slujești, trebuie să fii pe placul Domnului. Dumnezeu este Cel care îți va valida sau invalida lucrarea. Niciodată omul slujește cu dragoste de oameni și cu frică de Dumnezeu. Asta este modelul slujirii. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și în încheiere, aș vrea Măcar trei sau poate chiar patru erezii uh, majore care, într-o formă subtilă sau mai subtilă sau mai uh, în mod direct, sunt propagate în vremurile pe care le trăim noi. Am făcut această prezentare a adevărurilor scripturii și a învățăturii sănătoase sau mai degrabă a ceea ce... Uh, se crede de către unii că învățătură sănătoasă pentru a putea așeza o temelie. În primul rând, care sunt câteva dintre ereziile periculoase pe care Pavel le și nu doar Pavel, și alți scritori ai Noului Testament le aduc în atenție. Vă citesc totuși și versetul 5. E sfatul lui Pavel pentru Timotei, dar tu fi treaz în toate lucrurile. Tu fi treaz în toate lucrurile. Trebuie să fim oameni vigilenți. La ce trebuie să fim vigilenți? Spune el, de suferințele, fă lucrul unui, unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Fiecare dintre noi suntem chemați la o slujbă. Haideți să identificăm câteva dintre aceste erezii și să ne păzim de ele. Una dintre cele mai populare erezii care uh, își face încet loc în viața atâtor oameni Sună cam așa. Dumnezeu mă iubește necondiționat și asta îmi dă dreptul să trăiesc oricum. Ați auzit, într-o formă sau alta, acest lucru. Dumnezeu este dragoste, e adevărat. Dar uităm că Dumnezeu, pe lângă faptul că este dragoste, este și drept. Și adesea ți se va spune că Dumnezeu te iubește necondiționat și asta îți dă dreptul să trăiești oricum. Dragii mei, faptul că Dumnezeu ne iubește necondiționat este adevărat. Dar pe lângă faptul că Dumnezeu te iubește necondiționat, crezi că dragostea lui Dumnezeu trebuie să producă ceva în viața ta? Uitați-vă la toți oamenii din Scriptură. Spune cuvântul lui Dumnezeu și citeam zilele acestea despre Enoch. Omul acesta are o istorie interesantă, deși Biblia nu-i alocă decât câteva versete pe tot parcursul ei. Știți prin ce a ieșit în evidență Enoch față de cei din vremea lui? La vârsta de 65 de ani, spune Biblia, Enoch a început să umble cu Dumnezeu. Și știm din scriptură că Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și într-o zi, Dumnezeu l-a luat. 300 de ani de umblat cu Dumnezeu înseamnă consecvență, înseamnă răbdare, înseamnă credincioșie, înseamnă statornicie, înseamnă tot ceea ce putem noi să definim în viața unui om de credință. Și scriitorul epistolei către Evrei reia ideea lui Enoch. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În Evrei, capitolul 11, dacă nu mă înșel, este acolo un verset, unde spune că Enoch a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu știți că ăsta este lucru care va conta într-o zi când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește, dragul meu, frate și stimată soră, dragi tineri, necondiționat. Dar a doua întrebare, știți care este? Îi și place de tine, de modul tău de viață, de modul în care trăiești. De multe ori ne asumăm că doar dragostea lui Dumnezeu este suficient. Dar dragostea lui Dumnezeu, cred, Că odată ce am înțeles-o și am primit-o în viața noastră, ar trebui să producă o viață diferită în noi. Când Enoha a înțeles că Dumnezeu îl iubește, zice Biblia că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și Dumnezeu l-a luat pentru că a găsit plăcere în căile lui. Așa să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu este Cel care în dragostea Lui ne cheamă, dar după ce te-a chemat dragostea lui Dumnezeu, după ce ai cunoscut dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu are așteptări de la tine. Așteptările acestea sunt să trăiești așa cum Dumnezeu vrea. Cum? Ți s-a arătat omule ce trebuie să faci, nu? Care sunt lucrurile acelea? Să-L iubești pe Dumnezeu, să fii drept, să trăiești cum vrea Dumnezeu. Întrebare ne deci cere oare Dumnezeu prea mult? Dacă El ne-a arătat o dragoste așa cum a arătat-o, oare noi n-ar trebui să facem ceva? Romani, capitolul 2, primele versete. Și ce spun? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La o viață liberă, la face orice vrei. Nu, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pavel scrie unui alt colaborator de-a lui, lui Tit, aceste cuvinte. Și harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat, dragostea lui Dumnezeu care ne-a fost arătată, ne învață, ce ne învață? Să o rupem cu păgânătatea, cu poftele și să trăim în viacul de acum, cum să trăim? În cumpătare, în credincioșie, cu alte cuvinte, să trăim frumos pentru Dumnezeu. Haideți să înțelegem că, da, Dumnezeu ne iubește necondiționat. Și a arătat dragostea Lui față de noi în mod necondiționat. Dar asta nu dă dreptul să trăiesc oricum. Îndrăznesc să spun că dragostea arătată Lui Dumnezeu, de Dumnezeu față de noi, mă obligă să trăiesc într-un anumit fel. Să credem Că da, Dumnezeu ne iubește. Dar Dumnezeu, datorită dragostei Lui, arătate, așteaptă ceva de la noi. Și ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Fiule, dă-mi inima ta. Și ochii tăi, spune Biblia, ce să facă? Să se uită unde vor, la ce vor. Și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele toate lucrurile sunt o sumă de învățături simple, sănătoase. Pentru că tot am vorbit Deci ce înseamnă învățătură sănătoasă. Da? Haideți să credem adevărul, nu erezia. Da? Al doilea lucru din cele trei, poate încă unul, al patrulea, dacă mai este suficient timp. A doua erezie care foarte, foarte mult se propagă în forme subtile este că Dumnezeu ne oferă totul, dar nu așteaptă absolut nimic de la noi. Sunt unii care vor spune că bunăstarea spirituală a vieții tale se va vedea în bunăstarea materială. Vor veni unii care vor spune dacă ești cu adevărat bun, binecuvântat de Dumnezeu, dacă într-adevăr ai credință, înseamnă că vei trăi în belșug, vei trăi în abundență, vei avea belșug de sănătate. Sună foarte bine. Vino la Dumnezeu, că odată ce vii la Dumnezeu o să fii sănătos, bogat și îți va fi bine. Sună fain. Care ar fi dintre oamenii din lumea asta să nu vreau astfel de Evanghelie? Și de multe ori cei ce propovăduiesc astfel de lucruri, nu spun tot adevărul. Spunea Domnul Isus într-o discuție cu Petru, vă amintiți? Petru a venit la Domnul și în stilul caracteristic al Evreilor a zis, Doamne, iată că noi am lăsat totul, zicea Petru. N-a lăsat Petru chiar totul. Mreaja, într-adevăr, și-o lăsat -o acolo, pe malul lacului, dar mentalitatea a dus o dus-o cu el, ca și mulți dintre noi. Ne-am lăsat mreaja când ne-am pocăit, dar mentalitatea am dus-o cu noi. Și Petru a zis, iată, Doamne, că am lăsat totul pentru Tine. Noi ce câștigăm din afacerea asta? Și știți care e răspunsul Domnului? Domnul Iisus îi spune că în lumea aceasta ce ai lăsat vei primi de multe ori înmulțit împreună cu cu necazuri, cu prigoniri și apoi vei avea viață veșnică. Dar Dumnezeu îți oferă totul, dar îți cere în schimb ceva. Dacă vrea cineva să mă urmeze, a zis Hristos, ce trebuie să facă? Să se lepe de sine însuși. Să-și ia crucea, și să mă urmeze. Abia după ce decizi în mod conștient să-l urmezi pe Hristos, poți să să-ți iei crucea. Abia după ce în mod conștient decizi să-l urmezi pe Hristos, ai capacitatea să te lepezi de tine însuți. Abia după ce în mod conștient te-ai lepădat de tine însuți, îți poți lua crucea. Și abia după ce ți-ai luat crucea, poți să mergi după El. Căutăm o scurtătură. Dumnezeu ne oferă totul. Eu n-am nimic de făcut. Nu-i vorba de fapte. Faptele trebuie să fie rezultatul umbrării noastre în credință. Zice Biblia că Dumnezeu a pregătit dinainte fapte bune în care noi să umblăm. Viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să producă ceva la nivel orizontal. Și aia sunt faptele bune. Nu faptele în sine, produc schimbarea, ci faptele trebuie să fie rezultatul. Credința nu este garanția belșugului, ci garanția vieții veșnice. Vreau să înțelegeți asta. Credința nu îți garantează belșugul material, dar îți garantează viața veșnică. Să nu cădeți în ispita de a crede că dacă nu ești sănătos tun și înstărit, înseamnă că ceva nu-i bine cu credința ta. Și ce a zis Domnul Iisus? Pe săraci, îi veți avea întotdeauna cu voi. Pentru că-i pus acolo omul necăjit ca tu și cu mine să băgăm mâna în buzunar și să întindem ceva, ca pentru cel necăjit să rupi pâinea ta în două și să o împarți cu el. Da? Uh, și vreau vrea să închei cu un ultim gând în această seară. Pavel îi vorbește lui Timotei despre necesitatea ca să rămânem fundamentați în adevărurile sănătoase ale Cuvântului Lui Dumnezeu. Și ne dăjduiesc măcar atât, că la urma acestui mesaj să fiți provocați, să vă apropiați din nou de învățătura sănătoasă a Scripturii. Pentru că știți care e opusul învățăturii sănătoase, nu? E, e de prisos să vă spun că opusul învățăturii sănătoase este învățătura nesănătoasă. Și când mănânci lucruri nesănătoase, știi care este rezultatul, nu? Nu poți să mănânci nesănătos și să speri cumva, în mod miraculos, să fii bine. Organismul tău va reacționa spiritual. Când consumi, îți însușești, îți asumi și trăiești pe baza unor principii care nu și-au locul în Scriptură, vei avea o viață spirituală uscată, fără progres, fără creștere, fără aprofundare. Ce se propovăduiește de multe ori ca și erezii? Repet, Dumnezeu iubește necondiționat și asta ne lasă să facem orice. Doi, Dumnezeu ne oferă totul fără ca să trebuiască noi să facem nimic, fără ne cere nimic. Și în al treilea rând, ascultați ce spune aici Pavel, versetul 4. Își vor întoarce urechea de la adevăr se vor îndrepta spre istorisiri închipuite, își vor da învățături după poftele lor. Învățător după poftele lor. Al, a treilea lucru este că adesea căutăm doar experiențe spirituale și neglijăm Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă pun în perspectivă un singur lucru. Undeva în mintea noastră Credem că experiențele noastre spirituale, personale, se ridică la valoarea scripturii. Vreau să vă spun un lucru. Niciodată experiențele mele spirituale nu vor putea să înlocuiască adevărul scripturii. Eu cred că niciodată n-ar trebui scriptura să o coborâm la nivelul experiențelor noastre personale, spirituale, ci întotdeauna experiența personală, spirituală, ar trebui să o ridicăm la nivelul Scripturii. Ceea ce ai trăit tu cu Dumnezeu e o binecuvântare, dar este experiența ta spirituală. bucură de ea, învață din ea și crești din punct de vedere spiritual. Și o vei face doar atunci când vei înțelege că nicio experiență spirituală personală nu poate să se ridice la grad adevăr scriptural. Niciodată ce-am trăit eu cu Dumnezeu nu trebuie să coboare standardul Bibliei, ci ar trebui să mă străduiesc ca ceea ce trăiesc eu cu Dumnezeu să se ridice la standardul Bibliei. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Mă voi opri la aceste cuvinte și-aș dori să vă provoc în seara aceasta. Pavel spune te rog fierbinte. Îi spune lui Timotei, un om la care Pavel a ținut foarte mult. Vă spun și eu, dragii mei, în seara aceasta, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu. Haideți să facem ceva. A lui Dumnezeu care într-o zi ne va pune față în față cu viața noastră, așa cum a fost ea. În fața unui Dumnezeu de care nu ne vom putea nici eschiva și nici scuza în vreun fel. Haideți să punem accent pe ce înseamnă Valabilitatea și adevărul scripturii. Vor fi în jurul vostru, vor fi în jurul nostru întotdeauna oameni care vor fi deranjați de adevărul scripturii. Oameni care vor căuta să li se spună lucruri politic corecte, care să nu deranjeze, dacă se poate, stilul de viață. Vor fi mulți dintre cei ce vor vrea să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, dar fără ca să treacă pe drumul pe care vrea Dumnezeu. Haideți să rămânem fundamentați în adevărul scripturii. Aș dori să fim provocați de aceste cuvinte Și vă invit să ne ridicăm în, înaintea Domnului Și aș vrea să ne rugăm Și rugăciunea noastră Să fie o rugăciune prin care să spunem Doamne, aș vrea Ca învățătura sănătoasă Să fie cea care să-mi căluzească viața Și dacă poate până acum Ți-ai dat seama că ți-ai însușit în viața ta Vreun lucru care nu e sănătos spiritual Haideți să-l corectăm În lumina adevărurilor Scripturii din nou